să stăm de vorbă! Și eu sunt Dumnezeul tău! Și afară de mine să nu mai ai Dumnezeu! Stă scris, zice Domnul, când ești iertat, să nu mai păcătuiești, ca să nu vină peste tine poporul meu o încercare și mai grea decât cea care-i băut-o și nu puțin dintre voi au vestescat-o, zice Domnul. Cercetează-te poporul meu, căci firea nu mă poate înlocui. Caută să deosebești roada Duhului de faptele firii, căci cu idol în inimă nu veți putea fi biruitori atacului ce se pregătește. Nu carnea și strâncele luptă împotriva ta, ci Duhul puternice, iată s-au ridicat, să ducă dezbinare în familii, în ce copii și părinți. Cercetați bine starea în care vă aflați, căci vouă vi s-a dat harul să împăcați lumea cu mine. Cine are urechi de auzit, să audă, să asculte, să se teamă și să se pocăiască, căci o victură Aleluia. Și răsplată ta celui ce crede și mă ascultă. Așa vorbim Domnul prin Duhul.